Un alt spațiu este tinda casei. Ea face parte din rolul gospodăriei și dacă privim bine oricare dintre construcțiile de aici, vom vedea o tinda casei delimitată cu stâlpii frumos crestați, frumos împodoviți și cu pridvoare traforate. Tinda acasă este acel spațiu unde atunci când vremea nu permite manifestarea de plinătății gospodarului, acolo își realizează piesele casnice, așa acolo, acolo se desfășoară. Acolo își face uh, treaba. Deci are o importanță. Uneori la această tindă a fost atașat ca un mijloc de confort pentru aceste unele chiar putem spune culedele, o umblătoare de asemenea, putem remarca, și este vizibil ca mijloc de construcție pentru tot ceea ce avem aici, lemnul de stejar. Lemnul de conifer se păstrează în privința realizării acoperișelor. Mai rar sunt făcute acoperișe cu șiță realizată din lemn de fac. Majoritatea este din spărtură de conifer. Dar lemnul de stejar este primordial în realizarea acestor, acestor construcții. Lemnul de stejar cioplit. Țăranul român are un respect deosebit față de lemn. Există o mulțime de simboluri legate de relația omului cu lemnul. În primul și în primul rând, dacă din punct de vedere strict tehnic, acesta îl exploatează pe timp de iarnă, deci la oaltă cu atelierele de tâmplărie trebuia să înflorească și atelierele de metal, fierăriile și dădea o dimensiune țăranului. Expresia codului frate cu românul conferă și o altă dimensiune, și anume, codrul sau pădurea îi oferă țăranului hrana, îi oferă adăpostul, propriu zis în, în acele vremuri de bejenie, îi oferă de multe ori pășunatul, dar îi oferă și materialul de construcție la care noi facem referire. Și să știți că lemnul, în viziunea țăranului român, prin tăiere, prin sacrificare, Uh, nu uh, este privită ca, o, uh, ca un element uh, strict de construcție, ci ca un element care trebuie înnobilat. De aceea, stâlpii de multe ori sau de cele mai multe ori sunt atât de frumos crestați. Este o formă prin care țăranul își arată respectul față de lemn, dă viață lemnului. Pe de altă parte, stâlpul casei, la care facem noi referire acum, cu precădere, este uh, și legat de o simbolistică a cultului morților, a cultului strămoșilor. Uh, stâlpul casei uh, este reprezentarea uh, bătrânilor casei. Casa părintească nu se vinde. Da? Uh, stâlpul casei este martorul din uh, viața de apoi acelor din zilele noastre. Treptat, el trece de la casă și migrează undeva către stâlpul funerar. De aici probabil el a fost preluat, stilizat și cum foarte bine remarca cineva, coloana lui Brâncuș trimite la stâlpul bisericii de la Hobita, care este mai veche decât Brâncuș evident. Așadar, lemnul reprezintă un mijloc, un mod de viață, o înfrățire ca principiu pus la baza lumii de către țăranul nostru, el este integrat naturii. Modul de viață este unul pe care cred că ar trebui să-l reașezăm cumva în mintea sau în inima noastră, în așa fel încât să nu strice prea mult în prejur, să se integreze. El nu stăpânește natura, el se vede pe sine ca un copil al naturii și comunică și rezonează cu ea în fiecare moment. De aceea ne plac, fără să știm, să definim clar aceste construcții pe care le avem aici, ne plac pentru că ele vin în consonanță cu natura, ele vin uh, să, să ne arate uh, cum se poate trăi fără să strici prea mult în împrejurul tău. Vom vedea uh, acoperișele care o au o anumită inclinație. Păi sigur, au această inclinație pentru ca în cazul ploilor sau în cazul zăpezilor de la munte masive să nu existe o presiune foarte mare pe acoperiș. Țăranul se remarcă prin uh, inventivitate, se remarcă prin uh, grija pentru detalii și prin modul în care găsește soluții pentru orice, de la soluții arhitecturale până la soluții sociale. Vorbim în lumea satului, aici la curtișoara, adeseori despre obrobiu public ca mijloc de pedeapsă în lumea satului. Uh, țăranul român nu cunoaște uh, prizonieratul, închisoarea ca mijloc de pedeapsă. Ca o paranteză, am putea discuta de faptul că aici noi desfășurăm anual un simpozion sat și stat. De la entitate spirituală la realitate politico-socială. Adică nu întotdeauna am vrut să spun prin acest simpozion că nu întotdeauna contractul social pentru un stat uniform este respectat și nu întotdeauna conferă speranțele celor implicați în acest contract. Satul reprezintă mai mult spiritualitate și mai puțin materie. Așadar, din acest punct de vedere, țăranul nostru reușește cumva să-și găsească un sistem în care să trăiască uh, în deplinătate cu natura bine definit. Și acest sistem, care coincide cu năzuințele lui cel mai bine uh, și nu vine în, uh, în contradicție cu naturalul sau cu divinitatea sau cu ceea ce uh, el își dorește, exilul este forma supremă de pedeapsă. Iar ca obrobiu public facem referire, de exemplu, la practica uh, plimbării miresei necinstite pe grapă de exemplu, sau la uh, făcutul râsului, uh, de, de râs al uh, celor care erau hoți, sau așa mai departe. Uh, deci, uh, din punct de vedere social și din punct de vedere social, nu reușește să găsească uh, soluții uh, pentru, pentru ce are uh, în această comunitate.